Astăzi gospodinile nu mai știu să coacă așa cum odinioară coceau bunicile noastre, dar colacii au rămas să ne însoțească la toate evenimentele tradiționale. Nu mai este un secret că cei mai frumoși colaci sunt copți la brutărie din Petrunia. Potrivit directoarei întreprinderii, colacii din Petrunia au zburat și în America pentru moldovenii care și-au dorit să facă o cumătrie tradițională cu colaci petruniești împletiți cu dor de casă și de neam. Lidia Anastas a depus multă muncă și multă pasiune până a pus pe picioare afacerea cu colaci. Astfel, brutăria Ionalis Agro oferă pentru orice eveniment organizat de către moldoveni, botez, nuntă, întâmpinarea oaspeților, toate acestea pentru a înveșnici în tradiții dorul de copilărie, de neam și de țară. Colaci de cumătrie, avem o cumătrie, poate și mai multe, se întâmplă uneori că avem chiar și 23-5 cumătrii într-o sâmbătă, dar cu părere de bine reușim să le facem pe toți. Suntem foarte bucuroși că colacul este foarte întrebat, ne pare nouă că este frumos. Cât cântărește un colac? Greutatea diferă greutatea, începând de la 1 kg 400 până la 2,5 kg, depinde de, iar de nou de cerința cumpărătorului și dorința lui. Și cu ce este presurată deasupra? Este presurat cu mac și cu susan. Da. Așa, un colac. El este împletit în patru și apoi are o frunză, are o floare care este ornamentat cu susan și cu mac. Asta care îi dă un pic, adică acum îi face o frumusețe. Între obiceiurile de nuntă, un loc special îl ocupă colacul ritualic, cu diferite forme și mărimi, în funcție de rolul și momentul nunții. Colacul miresei, colacul de întâmpinare, colacul mirelui, colacul nașului, colacii socrilor. Astfel au ajuns să învețe diferite recete și tradiții din diferite localități. Colacul de întâmpinare este mare și dulce, în formă de pâine rotundă din făină de grâu superioară, fiind împodobit cu împletituri și flori. Este folosit pentru întâmpinarea nașilor de către miri și părinților. Facem colacul miresei, colacii nănașilor, gemna mirese, sunt foarte multe feluri de colaci, mai ales în special pentru nunți. Și fiecare sat depinde, diferă, fiecare cerințele fiecărui sat diferă de un sat de la alt sat. Și noi, ca tare, de acum cunoaștem obiceiurile și tradițiile aproape fiecărui sat. Tradiția colacilor este respectată cu sfințenie de brutari, iar atunci când au comenzi mari, lucrează și noaptea, doar ca clienții să fie mulțumiți și satisfăcuți de pâinea pe care o coc. Pentru cei care sunt în căutare de pâine sau cozonac, așa cum doar la bunica acasă găseau pe vremuri, tradiționala brutărie vine în întâmpinarea lor cu produse cu adevărat tradiționale, pe placul fiecărui client.